Bună, Iohan, vă salută din nou. Pentru început vă reamintesc ce fac eu mai exact. Diverse lucrări de reparații, obiecte unicate, recondiționări și din când în când prezint și unelte. Vă mulțumesc că urmăriți acest videoclip. Canalul meu, dacă vă uitați pe canalul meu, acest videoclip îl fac pentru cei care nu știu cum să taie niște piese pe care o să vi le arăt acum. Cum se taie dintr-o creangă, o bucată brută de lemn, niște piese. În următorul videoclip o să vă arăt ceva în premieră. Despre ce este vorba? Este vorba de, asta e prelucrată, lăcuită, este vorba de acest suport sau protecție care se așează sub pahar, sub un pahar. Dar nu numai pahare, nu numai protecții sub pahare se pot face, se pot face picioare rustice sau depinde ce vrea fiecare. Pentru a evita, uitați aici ce să evităm, partea asta este mai lată și aici este mai mică. Dar o să vă arăt una. Deci asta e ideea, să nu iasă tăietura așa. Partea asta să iasă paralele cu partea asta, să iasă paralele cu partea asta. Pentru început am tăiat dintr-o bucată, nu contează esența, nu vorbesc de esență de lemn acum, am tăiat dintr-o bucată de lemn partea asta, am tăiat-o drept, oricum tăietura e perfectă și următoarea tăietură trebuie să iasă paralele cu asta. Asta este ideea. Pentru asta folosesc, prima dată tai un capăt, folosesc o grindă tăiată la 90 de grade, lipesc, nu apăs foarte tare, partea asta pe partea astrălaltă și mașina își face treaba. Mare atenție la recul. Trebuie să găsim o poziție optimă pentru lipirea acestei suprafețe pe partea astrălaltă. Acum o să dau drumul la mașină. Deci asta este ideea, să fie paralelă partea asta cu să fie paralelă partea asta cu partea asta la altă. O să mai tai încă o bucată. Nu se apasă foarte tare încolo. Numai se atinge suprafețele pentru că discul taie, nu vă faceți probleme. Eu trebuie să găsesc o poziție optimă. Pentru a alege distanța, eu am pus aici, dacă nu mă înșel, 14 mm, dar nu am ales exact, cum să spun, 14 mm. Pentru un picior, deci dacă se dorește cineva să taie picioare de 10, de la lamă se măsoară și se pune ghidajul. Simplu, 10 cm. Bineînțeles, deci asta este ideea cu să fie paralel. Tăieturile să fie paralele.
Sper că acest videoclip o să vă fie de folos. Nu uitați, data viitoare, în următorul videoclip, o să vă prezint ceva în premieră. Ioan vă mulțumește că ați urmărit acest videoclip și vă dorește o zi super faină. Numai bine!